Ne spuneți ce s-a întâmplat. Bună ziua, sunt Aurelia Rusu, acționară la Societatea pe Acțiuni Gemini. Noi suntem un grup de acționari care deținem în total 4-5%, un grup la vreo 30 de persoane, care în perioada anilor 2007-2009, deci 2 ani jumate, cerem de la Comisie, de la Societatea pe Acțiuni Gemini, să se convoace adunarea generală a acționarilor, să ni se plătească dividendele care ni se cuvin, conform venitului care îl declară ei în dările de seamă. Din luna noiembrie anului 2008 am scris la Comisia Națională a Pieței Financiare scrisuri, plângeri, că ni se încalcă dreptul nostru la vot, dreptul nostru de a primi dividende, dreptul nostru în caz de lichidare a societății să primim un bun imobil. Ați mers în instanțele de judecată? În instanțele de judecată până ce nu am mers, fiindcă am așteptat să activeze Comisia Națională a Pieței Financiare. Dumnealor ne-au promis ca să iei măsuri, a să oblige societatea pe acțiuni să se convoace adunarea, să se aleagă Consiliul. Până în prezent nu s-a făcut nicio măsură. Ultimul termen care a fost dat de către Comisie Societății pe Acțiuni Gemini a fost 23 mai 2009. Asta a fost 2 luni de când s-a dat darea de seamă la statistică. Și așa e conform legii, ei trebuie, de la 2 luni de la cea dată această dare de seamă, trebuie să convoace adunarea generală a acționarilor. A trecut deja mai mult de o lună, nu s-a trecut nimic în acest timp. Noi sunăm regulat la Comisie, ne promit ca să fie, a să fie, nimica nu se face. Ca să ne trezim la moment cu această ofertă publică, care în baza hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare ne anunță o întreprindere mixtă, Geomol SRL, așa numită, care director la această întreprindere este o persoană din Ucraina, care nu este de găsit la noi, Republica Moldova, se numește el Alexei Moscalenko. El anunță, această întreprindere anunță oferta publică de preluare obligatorie pe piața secundară a acțiunilor S.A. Gemini în mărime de 206 lei 47 bani pe acțiune. Acest preț este un preț foarte mic, așa zis, mizerabil, o batjocură de către acționarii minoritari, fiindcă acești bani constituie dividendele pe acești 2 ani jumate de când această întreprindere este la conducerea acestei societăți. Vreau la fel să menționez, această societate activează durată de 2 ani jumate, fără adunare, fără consiliu, care conform legii nu se permite, adică nu este așa ceva în legislație, fără consiliu, fără adunare, fără organul executiv. Deci dumneavoastră noi sunteți venim de acord să vindeți acțiunile, dar să fie un preț rezonabil. Da, așa ne-a propus și agenții de la Comisia Națională a Pieței Financiare. Ne-a spus că adică noi avem voie să negociem cu această întreprindere Geomod pentru a stabili un alt preț. Dar cu cine să negociem dacă această firmă, așa se spune că e fantomă? Nu găsim directorul. Păi, dar toată această ofertă se face numai cu un singur țel. Conform legii acționarilor, ei au, necătând la faptul că ei dețin 53-75%, Geomol deține acest procent de acțiuni în societatea pe acțiuni Gemini, ei pot vota numai cu 25%. Numai cu 25%. După oferta aceasta publică, așa e scris în articolul 84 a legii acționarilor, după această ofertă, ei au dreptul să participe la adunare cu tot procentul care îl dețin. Adică ei scuturească fără noi orice întrebare. Am apelat la dumneavoastră cu așa o rugăminte de a ne permite să rugăm toți acționarii minoritari care sunt, ei sunt foarte mulți, să nu vândă acțiunile astea la așa preț, să ne unim toți împreună, să cerem un preț comercial care într-adevăr e costul acestor acțiuni, să nu se dea la această provocare.